fratele meu, și dintre toți, m-a ales pe mine, mă. Bă, erau 11 mașini aliniate acolo, bine, unele mai bengoase decât a mea, știi? Dar ea a venit, bine, eram și afară, fumam o țigară, că m-a văzut cum arătam, și a venit ață la mine, așa, și a zis, liber? Hai, Dorele, hai, Johnny. Da, prințesa mea. Și am dus-o până pe moșilor, mă. Cursă scurtă, știi? Dar cursele astea scurte au talentul lor, așa că ai timp să-ți dai seama cum e omul. Oricum, fată mișto de tot, mă. Nota 10. Bine, și eu, animal, bine, arătam bine, mă, e nebunit. Era cu părul lung, dat pe spate, gelat, dădeam cu spray-uri, parfumuri, cu tare, aveam brățară de aia la mână, cămașă înflorată, Havana, mișto, așa, deschisă până pe piept. Adidas, luase mămica de la bulgari, mișto, de aia albi. Da, mă, dar era... lasă cu Adidas, zice cu Prodanca, cum... Cum, nebunule? Bine, mă, hai că zic. Fată finez, mă, mi-a dat și șpagă. Auzi, mă, era și reghe cu ea? Au... Bă, acum 20 de ani, bă, de unde? E, dar cu 20 de ani, mă, dacă n-aveam ăsta părul lung, da, pe spate, ce-ai? Dracu, mă, crezi că am tăbărât pe ea să-i zic, bă, tu ești aia? Ce dracu, mă, că oricum nu știam cine. Oricum nu știa nimeni în perioada aia, înțelegi? Dar ea a fost sigur, că eu am mână bună, am mână bună la clienți. Eu am avut Simona Senzual, am dus-o cu taxiul, Daniela Crudu, dusă, Eva Kent, dusă. Mădălina Panfile, dusă, Loredana Chivu, dusă, Drăgușan. Bă, Drăgușanca, bă, când a coborât ea din tren, a venit la București prima oară. Cine a luat-o, mă, de la gară de a dus-o până în oraș? Eu, mă, Era. I-am oferit și o gumă. Că m-am întors de ea, ce ai făcut, mă? O înghețiți, să înțelegi? Zici, bă, asta se mestecă, mă, nu-i bomboană. Ce faci, mă, aici? Hai, noroc. Ce dracu să fac? Mă ascunde prostul ăla de Nic Curață, că e în formă nebună. Da, și pe mine mă omor, că de-aia mi-a mai enervat. Păi când e în formă, îți povestești toată viața lui, n-ai văzut? Îți povestești și ce o să facă după ce moare. A, mai dă-l drept că m-a săturat până la urmă. Că, dar știi care e faza? Că proștii ăia stă și mi ți-l ascultă și normal că el, dacă are spectatori, el povestește. Că altfel s-ar opri, mai înțeles? Da, cred că și minte. Fii atent ce mi-a luat de la Slobozia. Deci toată cutia asta de vestu aici, 40 de lei, mă, ești nebun la cap. Brichetă. Aude. Fai de cap, mă. Și ăla ce-i briceag? Nu, e ceasă, stai ceasă. Și ăsta-i briceag, da. Mă. Andrei Atunci. Ce, mă, și aia a fost clienta ta, mă? De două ori, mă. E, na. Minim. Mă. Bine, ea e și scriitoare, știi? Am auzit eu la o emisiune de-asta la radio că vrea să scrie o carte. Bă, eu cu femeile astea mai deștepte merg așa cu frâna de mână mai trasă, înțelegi? E mai bine, mai rărus că e mai drăguț, că nu e, bă, într-o relație, eu nu sunt genul ăsta, mă, să-mi placă ca femeia să fie mai deșteaptă decât bărbat. Nu cadrează așa, nu știu, nu se potrivește. Hai, strească, băiți. Hai, noroc. Dorele, aduci-te o bere. Du-te, mă, și ia și singur, bă. Dorele! Ce, mă? Ce vorbești așa, mă? Dacă ai client... Da, dai, mă, și tu o bere, mă, că eu am treabă. Ce trage treaba ai tu, bă? Ce faci tu toată ziua? Dacă omul ăla să-i dai o bere, tu și dai o bere. Nu, da, mor, dacă dai o bere, băi, mă, băbiță, las-o așa, mă, că dacă vă invitați unul pe altul, mă duc să beau la oaie. O, mărulele, nu mai faci și tu așa. Ia-o pe asta a mea. Ai, panaramă. Mamă, stai, mă, prostule! Băi, deci meseria asta de taximetrist așa nu-i pentru oricine, mă, că toată lumea zice, că asta e cu volanul ăla, mă, nu e așa. Bă, eu am talent la clienți, mă. Am talent. Îți place? Ce ceas e ăsta, mă? Bă, da, 40 de lei, mă, pe toată cutia de la Slobozia. Ceasul ăla, uite, potcoavile astea, toate astea. O panoramă, îți dai seama, un cir de ceas. Vrei un milion pe el? Dă mortul când ai un milion pe el. Nu, mă, nu eu. Mi-l dai, ieșim afară, că mi s-a făcut un chef să-l fac pe rață, dar nu se poate, bă, și-am plecat de acasă fără ustensile. Înțelegi? Și ne și distrăm și banii facem jumătate. Păi și de ce vrei, mă, să-l arzi așa? Care-i treaba? Ți-a pus pata pe el, că nu înțeleg. A, păi Nicurață e clientul meu fidel, bă, odată la două ori îl fac de 3-4 ori așa. Și acum sunt supărat pe el tare de tot. Că nu știu la ce dracu, la cine atârnă el la mine pe stradă, că vine în fiecare noapte cu mașina, stă mașina, ascultă muzică la maxim, eu dorm cu geamul deschis, înțelegi, fumează. Și nu mai pupă cu pandalamele alea de cântece de ale lui cu oh, e necesar, e necesar, e senzual. Ce dracu de cântec e ăsta? Eu știu ce cântec e ăsta, ăla de cântă, de senzual el și... Vreau să-l facem. Să-i merg eu fulgeni, înțeles? Mă, mă ajuți? Pune-mi și mie la mă. Dar micuța lui, bă, stai, mă, așa, că România are femei frumoase, mă, dar știi care mi se pare
cea mai tare, cea mai șmecheră, care nu se dea modează de niciodată. E ca golful, bă, cu cât ei cu a tău, dai, știi cine? Alina Plugar, bă. Cine, mă? O cântăreață, mă, nu știi tu. Ce cântă aia, mă? Alina, mă, dă cântă la... Da, ia zi mai tare ca Tonciu, mă. Ia uite. Băi, băi, stai, bă, seacă, și Andreea Tonciu. Care, mă, ce vorbiți, mă, acolo, Alina, e... Mi-a împărăteasă, măi, a doua regină pe planeta asta, ești nebun la cap. Băi, nu e genul meu, dar e valabilă și ea. Băi, mă, Nicule, mă, tu n-ai văzut cum e Alina, ești nebun la cap. Tu ai văzut-o cum e? Era. Mă rog, cum era, că acum e toate bunici, dar eu vorbesc când era ele în prima linie, ești nebun, că era una și una, bă, bă. Era niște mărgele la gâtuțări. Ia, uite. Ce e cu ce? Da să văd și eu ce a spus ăsta, mă, ești mecherul. Dai cu minte, mă, că ăsta e pentru oameni mari, sprinzi urechile la el. Ma. Dă, mă, să văd și eu, te rog, mă. Băi, n-auzi că nu e pentru oameni mari? Ce, mă? Nu e pentru copii ăsta, asta este o... un ceas care se poartă la oraș, nu la țară aici, la voi. Vai de cap, mă. E șmecher rău de tot. Ia uite-o ce scrie aici, băi. Ce? Mamă, Dubai! Mamă, e din Japonia asta! Ai văzut? Ce dracu, băi! Băi, știi cum e asta? Asta e bestie. Asta dacă l-ai la mână, ți-ai pus niște gel în păr și ai o geacă, știi cum ești? Aspirator de femei. Aspirator de femei este. Ca lumea tare, bă. Ia să văd și eu. N-auzi, mă, că nu-i pentru tine. Bă, dar vreau și eu să văd să nu mor prost. Ce? Băi, Lulule. Du-te, mă, la o parte, du-te, mă, și stai acolo și bea-ți berea, îți mai aduc o bere? Nu, mă, că mai am acolo. Nicule, tu ai mai așa ceva? Da, mă, nu vreau, că am ceas. Da, bă, să văd și eu. N-auzi, mă, că nu ți-l dau, că... Bă, du-te, mă, du-te, mai așa, mă, ți-ai dă, mă... Bă, dar ce dracu ai, mă, cu mine? Îmi place, vreau și eu. Da, mă, să văd și eu. Vrea să vadă și el. Cât ai dat pe el? 2 milioane. 2 milioane? Dai tu 2 milioane pe da, el? Da, mă. Ce vorbiți? Ia, mă, dacă, de, dacă e și de fetiși de băieți, da? E și de fetiși de băieți, mă, duc să-ți pare altul, mă. Dar auzi, bă, că e hermafrodit, că e din Japonia, ce-i? Da, mă, îl duc la o nevastă, mai, mă, că vreau să merg în Dubai. Dar nu cred. Bă, dar nu merge. Cum, mă, nu merge? Fă așa cu el. Cum? Fă așa, Dubai, mai tare. N-a luat-o? N-a luat-o, că e pe senzor și pe GPS, nu s-a legat GPS-ul cu ora asta. Nu-i semnal? Ia, dă-l, mă, cu ia, mă, că merge de-al dracu de ceas, că... Gata, mă. Hai că-i târziu. Avop! Bă, voi știți că am dus-o și pe Șoșoacă? Tot acum vreo 20 de ani. Și cum eram? Era mai pe slim fit, așa mai pe nebuneală este? Era tot la fel așa. Hai să-i poate puțin de tot mai mare. Cum dracu, mă? O fi genul care se întreține, mă? Vezi că nu-i pe cine se pregătește pentru ce se nimerește? E prost rău, Lulu, băi, n-ai ce să-i faci. Așa, hai să vedem ce luăm de aici de-n cutie să-i facem. Băi, nu prea mai ai ce, uite ăsta, calculatorul ăsta de-aia stricat, n-are nicio treabă. Chibrit, reașezar. Sacâz. Asta ce trecu, Lulu. Bă, dar ăsta? Ăla nu era în cutie, ăla l-am câștigat la o pungă de pufuroi, ce dracu, nici măcar nu era aici. Ai cum să vinzi așa ceva, că-i 2 lei punga de pufuroi, nu mai fi. N-am cum să vând așa ceva? Hai, mă. Mă, la mine pe locul întâi e Tonciu, mă. No, la mine Alina, mă. Mie îmi place toate la fel. E ca lumea toate ce-s mai... E bun. Ma. Fua. Ce-a fost ăla, mă? Ce, mă? Ce-i ataganul ăla, mă? Cine, mă? Și ce era, briceac, sabie, ce era ăla? Arată-ne, mă, și noi o să vedem. Nu pot, mă, să mă arăcă, e la secret. E un lucru despre care nu pot să vă zic că e un briceag. Și de ce nu vrei, mă, să ne-l arăși nouă? Da, mă, arată-ne și nouă, că am văzut când ți-a căzut de mână. Băi, tu l-ai văzut acolo bine din spate și... Da, nu... Păi da, da, care-i treaba cu el? Adică ce se întâmplă cu briceagul? Băi, nu vă supărați pe mine, dar nu prea pot să vă spun că ăsta este un lucru la care eu țin foarte mult. Îl caudă foarte mult, că nu se mai găsește unul la fel. Și abia ieri am făcut rost, mi-a venit oma din America. De unde ți-a venit, mă? În America mi-a venit de și capul meu. Nu mai pot să spun mai multe, că dă-mi să nu dau de belele. Fa, mă, ține și noi acum, mă, ne-ai făcut poftă la toți de bricege, toți băieții vrea să știe care-i treaba cu el, nu? Mama, Bobiță, fii atent ce-mi faci tu mie, deci este... Eu ți-l arăt, dar să nu-mi pui mâna pe el, da? De ce, mă, să nu pun mâna pe el? Pentru că el trebuie să rămână exact așa cum e când s-a... Cine, mă, ce zine mai exact ca să iau? Capul meu cât de calumea. Băi, ăsta de 20 de ani de când umbla rață pe la bambu cu taxiul și avea gel în păr și pletele alea lungi, eu îl caut, înțelegi, caut briceagul ăsta, mă, de 20 de ani. Fai de capul meu, dar zine, mă, și nouă, că promitem că nu încep la nimeni secretul. Ce e cu briceagul ăsta? Ăsta
E briceagul Remu. Foai de capul mare, meu! Ciutul, mă! Ciutul la ea! Deci ăsta e cuțitul lui Rambo, Rambo, mă? Băi, ăsta e cuțitul lui Rambo originalul, nu al lui actorul. De ce? Ăla după care a făcut aia filmul. E briceagul lui Rambo, Rambo ăla adevărat. Ce să mai... Și de ce e la așa periculos? Zile și la băieți. Cum mă, de ce e la așa periculos? E, în primul rând, e foarte greu de găsit. Înțelegi? Da. Norocul meu e că eu am un tovarăș în România care are un tovarăș în America care l-a furat acolo, înțelegi? Și acum toată lumea îl caută. Și ăștia, ca să nu se prindă nimeni, mi l-a trimis mie că cine se gândește că la mine cine sunt eu. Normal. FBI-ul? Bingo. Da, Nicule? Foai de capul meu! Ăsta e briceagul ăla care conține toate microcipurile care le-a băgat extraterestri în el ca să nu găsească FBI-ul. Are codurile scrise cu cerneală. Cu roșie, da? Albastră, ca invizibilă. Să nu, invizibile, ca să nu se lege. Bai și acum știi care, bă, faza? Că el, poți să iei pe el $1,000, dar ce zic, $2,000 e așa pe loc. Exact. Mă, doar atât. Doar atât că vinde el, doar valoarea sentimentală. Dar el așa ca material din ce este executat, e material care nu se găsește nici pe Venus, mă. Îți dau 5 milioane pe el, mă. Băi, tu vrei să mă vezi în pușcărie sau spânzurat sau împușcat, Doamne ferește? Băi, ăsta, dacă îl las aici pe masă la bobiță, îi crește valoarea la masă. Dă-l, mă, băi, Ardiles, vinde-l și fugi din țară, mă, mai. Unde dracu să fug din țară, mă, de FBI? Te duci la Bulgari, ți-ai pachet de 5 zile, 3 ori pe zi și ai, ei, 10 milioane, mă. Ia-l, dă-l. Băi, terminați, mă, băi. Dă-i, mă, că-i bine, mă. Băi, ce zici tu? Să coste o părticică din el. Furculița sau lingura? Lingura sau că a băut el siropul când a căzut între braze, se cușea. Dă el, bă, că eu zic că 10 milioane e bine dacă... Dorele, dă și mie 10 milioane până mâine, că vreau să iau și eu furculița de la asta. Da, bobiță, dă mie 10 milioane că vreau să-i cumpăr eu furculița. Dar scobitoarea, cât e scobitoarea? Că e mai ieftin, sigur. Vreau eu scobitoarea, mă! Mă! A, deci m-am prins, bă, briceagul ăsta, exact cum e în filmul ăla cu inelul copilul de trebuie să-l ducă în munte, da? Că te-am văzut că ești de berberit așa, adică tu ai vrea să-l vinzi, dar nu te lasă el, te mănâncă pe înăuntru. Știi cât pe de nasol e? Băi, fii atent, îți dau 12 milioane și îmi dai furculița. Fii atent, îți dau eu 15 milioane, dă-mă 15 milioane să-l iau. Dă-mă 30, dă-i 30 să-mi dai și mie 15. Bă, îți dau 16 milioane și îmi dai furculița și bonus cobitoarea aia. Îți dau eu 17 milioane. De unde îi dai tu, mă, 17 milioane? De la mine, mă. De unde, mă, de la tine? Ce bani ai tu? Îmi dai tu salariul avans pe 2 luni. Păi ce salariu ai tu la mine, mă, prostule? Îmi dai de luna asta, iau salariul 10 milioane pe lună. Fii atent, Ardiles, uite-mi cu ala mie. Deci îți dau 10 milioane pe lingură, 10 milioane ce pe furculiță. Ce dracu să dai tu, mă, dai tu? Și fii atent, scobitoarea mea, dai bonus dacă vreau să mă scobesc cu ea în dinți. Mă, stai, mă, că scobitoarea mea, mă. Ce faci tu, mă, cu scobitoarea? Ce fac? Ce... O ține, uite așa, între dinți. 21 de milioane, mă. Asta e ultima mea ofertă. Așa că eu nu vreau să vând nimic, mă, niciun 21 de milioane, mă. De ce, mă, 21 de milioane? Ce să păi dau? 21, că nu mai am bani acasă. Eu nu am mai mulți bani. 21 de milioane și fii atent. Ultima ofertă, intră așa. Furculița, lingurița și scobitoarea bonus. Da? Așa, mă. Și îmi dai mie scobitoare, îți dau mâine banii pe ea, mă, așa e perfect. Bă, da, parcă îmi vine și mie să mă bag puțin așa când... Nu, mă, nu tu, eu mă bag. Da-și dracu din gura, adică cum ar veni Nicule, eu aș vrea să cumpăr, de exemplu, tribișorul, mă, dacă e, adică băi, mă bag și eu. Nu mai am că l-am luat, tu nu înțelegi că l-am luat. Băi, bobiță, fii atent, hai să facem așa, că e loc pentru toată lumea. Tu iei tirbușonul, eu iau lingurița aia cu furculița și voi doi că vreți aia, mă, stați cu ea în gură, cu scobitoarea. Bă, dar tu de unde știi, mă, că e așa șmecher briceagul ăsta? FBI-ul, mă, crezi că aleargă ea după ieftinături, așa? Ești bunul. Mă duc să vând televizorul, mă. Ia, vinde-te. Mă duc să iau banii de acasă. Deci fii atent, vinde ce vinzi, că eu mă duc să-l leg pe prostul, dacă nu te înțelegi cu el. Dorele! Și acum o berim.
Dar ce-i dă briceacul ăla? Cum de ce-i lândă? Mi-a tot o grămadă de bani. Dar nu ești mulțumit că te-a dat scobitoare? Ba da, da, bravo. De ce mai legat, mă, parara, mă? Aștere cu din gură de ce te-am legat. De proști ești, de-aia te-am legat. Etina! Domnul Bobiță, partea dumneavoastră, partea mea și de restul, bele la toată lumea. Bă, da, ce ți-a mers mintea. Bravo, Mardires. Băi, Bobiță, ai niște zile în care nu faci nimic și ți-iese și e zile în care te chinui, dă-ți vine rău și nu iese nimic. Stai, mă, așa. Bă, ce-a fost? A, a fost combinație, este? Ați făcut combinație, nebunilor. Da, mă, ca să-l ardem pe Nicuraț, să te-ai prins, dar zi mersi că nu vă arăs pe voi. Ai gata, ciocul mic și mergeți pe burtă, că primiți bere gratis, da? Dar, mă, dar de ce i-a dat lui ăsta, mă, scobitoarea? Păi tu n-auzi măcar nicio valoare? Ce vorbesc, mă, vreau eu scobitoarea să o țin eu în dinți, el. Păi de ce, mă, tu n-auzi că dacă e o scobitoare normală și n-are nicio treabă, ce, de ce s-o ții tu între dinți? Bă, fiți atenți, vă bateți joc de mine, dacă eu vând televizorul, vând ceva din cârciu, mă, de și tot mă duc și cumpăr briceacul de la Nicuraț, da? Băi, Dorele, tu n-ai auzit, bă, că a fost țeapă? N-are, mă, nicio valoare. Suntea scobitoarea, mă! Dă-i, mă, scobitoarea nebunului să-i lase. Dă-i, mă, scobitoarea lui ăsta! Nebunilor, tot ce să-i dau scobitoarea mea, mă! Ia-te, mă, dă-mă scobitoarea, că altfel nu mai știa tot ce-a fost. Dă-i, mă, scobitoarea! Vrei, mă, să-ți dau eu scobitoare șmecheră, mai șmecheră decât asta? Hai, mă, să-ți dau eu, că am scobitoarea lui Chuck Norris. Ena! Da, mă, da! Fraierii, mai tare Chuck Norris de cârie, mă! Ha! Ha! Du-te, mă, ia-și tu o bere. Păi, eu m-am prins de la început că e combinație, mă, nebunilor. Cred că am fost primul. Primul a fost pe aia. Hăț, ca ăla, șacalul, sau ăia, de zbor, cu mari, Uliu, direct pe aia a fost. Dar cum te-ai prins tu, mă, din prima așa? Dracu să nu se prindă pe ăsta, are mintea, prins pe combinații, mă, n-auzi că e șacal, e Uliu, e zid. Nu pot să vă dat în avion, deci cum uitam la aia direct, ești de bun. Era clar că e combinație. Bobiță, poți să mă să mai iau și o bere, că s-a terminat asta, de la ten din sertar de acolo. Da, pe asta vreau să zic, ia de acolo din cutie, că e mai reș cum ar veni. Poate mai aia, băi. Dar la început? Era să o fură la început. Eu am 35 de lei pe mine, sunt blindate, ești nebun. Deci dacă era mai ieftin, săream cu banul și-o luam. Dar imediat a început rotițele să învârte și m-am prins de combinații. Da, a făcut-o lui Rață, mă, că a zis, bă, Gear, e deștept, ăsta e foarte prost, Rață, înțelegi? Și le e prost rău de tot, mă. Auzi, bă, ăsta, că are și el 35 de lei la el și era să-și ia și el țeapă ca tare la el. 35 de lei, a? Da. Am înțeles. Bă, ce e ăla, mă? Ce, mă, nimic? E, dragi, s-a prins mâinile, eu n-am văzut ce dracu e ăla. Ce ai mână, mă, acolo? N-am, mă, nimic. Zi, mă, ce ăla, nu? Da. Mă. Bă, ce e ăla? E laser, am? Vai de capul, mă. E laser, dar e un laser special de care am eu nevoie. Adică de ce e, mă, special? Ce face? E special că ăsta luminează ziua. Luminează ziua? Nu, noaptea? Luminează ziua, face și noaptea, dar face și ziua când e întuneric. Cum dracu luminează ziua? Ia, dă-i drumul să văd și eu. Dă-i. Mă, când se face întuneric. Ziua. Păi. Ziua se face întuneric. Se face întuneric ziua. Când se face întuneric ziua, Bobiță? Când se face întuneric ziua. La eclipsă. Ba, fai de capul meu, ăsta e beton la eclipsă, bă, să ai unul așa. Îl vinzi, mă? Da, mă, îl vând. Îți dau 30 de lei pe el. Nu, îl cumpăr eu, mă. Îl iau eu, gata, stai, îl iau mă, eu. Stai, mă, că vorbim cu Bobiță, nu mai poți să-l dau. Mă, lasă-l pe ăsta, că... Ce să lasă-l pe ăsta, mă? Tu nu erai aici când ai zis că îi dau 30 de lei, ia 30 de lei, Ardiles. Stai, mă, așa. Stai, mă, Bobiță. Nu, Ardiles, Ardiles. Iau pe loc acum, ești de mult, la 30 de lei. Da, mai mult. Ia-te-l, bă. Ia, ia-te, mă, cum luminează și ziua, bine, mai puțin așa, dar... Lasă-te, bine. Mă, merge. E țeapă, a? Nu, mă, ce țeapă. Nu, mă, nu e țeapă. Nu e țeapă. Nu, eu mă, că știam că nu e țeapă, mă, dar v-am testat așa. Nu știi tu, mă, ce exact trebuie. Ce am nevoie, ești nebun la cap. Ești. Dar ce faci cu el? Ia, la eclipsă, îmi trebuie la eclipsă, mă. Și când e eclipsa? Când e ea, nu mă interesează, mă, oricum, tii, îl folosesc noaptea până atunci, înțelegi? Și știi care avantaj? Că îl bag așa în ochi la oricine vreau eu. Înțeleg, hap, îi dau lor, hap, iau și tu, iau și tu, iau! Că ai dat și pe ea la tărâie. Ce ați făcut, mă? Ce-i asta, mă? Păi, țeapă, mă, prostule, tu nu înțelegi că am dat 2 lei de la stăvozia pe el, cum ar veni? De ce era țeapă, mă, spune? Dar stai, mă, liniștit, că tot am ieșit bine. Tot am ieșit bine. Păi, cât plăteam pe drumul de dus, mai luam acolo un pateu, un suc, ceva, drumul de întors, tot acolo ieșeam cu banii. No, ai ieșit mai bine, mă. Ești, bă, uite, bă, tu știi care dreptate ăsta, mă? Ai văzut? Dă-mi, mă, Gianni, mie, că-ți dau 50 de lei pe el. Pleacă, mă, de aici, ce vrei să mă combini, nebunule? Îți dau un milion, dă-mi-l mie, mă. Pleacă, mă, de aici, vrei să mă combinați? Hai, mă, lasă-o, că nu-l faci tu pe Gianni așa ușor, mă, nebunule. Bă, îți dau 2 milioane. Uite, bă, de aici. Ia, uite, mă, vrei să mă faceți acum, nu vă merge cu Gianni? Nu, dacă era noaptea, acum știi cum era cu ăsta. Hai, la mulțea, băi!
Ai de cap. Nu vreau, hai la mulți ani. La mulți ani. Să trăim.